Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să ne răspunde, dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări, de asemenea, invitatul are dreptul să refuze să răspundă, să începem, zic, l-am în această seară alături de mine pe antrenorul Răzvan Lucescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Despre dumneavoastră știm așa, sunteți pasionați de fotbal și duceți mai departe tradiția unui nume celebru în acest sport. Ați fost timp de 16 ani portar, iar de 17 ani sunteți antrenor de fotbal. Președintele Traian Băsescu v-a acordat medalia Meritul Sportiv, clasa a doua, cu o baretă, pentru performanța de a duce echipa Rapid București în sferturile de finală ale Cupei UEFA. La vârsta de 40 de ani ați ajuns selecționerul echipei naționale de fotbal și sunteți unul dintre puținii antrenori din lume care are în palmares o triplă istorică, Cupa, Campionatul și Liga Campionilor Asiei cu echipa Al Hilal. Pe plan personal, sunteți căsătorit de 31 de ani, aveți 2 copii și sunteți bunic. Mi-ar plăcea tare mult ca în această seară, pe parcursul acestor 40 de întrebări, să mă lăsați să pătrund acolo și să vă cunoaștem cu adevărat. Sunteți de acord? Da. Sper că voi reuși să vă las să pătrundeți acolo. Deocamdată cred că trebuie să trec peste acest moment emoționant. Oho, de început. Un pic. Emoția, o să vedeți, abia de acum începe. Modul în care ați prezentat și cum ați prezentat această scurtă, eu știu, caracterizarea vieții mele, mi-a creat deja niște senzații. Începem. Ați povestit de mai multe ori cât de mult v-a lipsit tata în copilărie, cariera lui ținându-l în cantonamente departe de familie. Atunci când tata venea acasă, vă plăcea să jucați fotbal cu el în fața blocului, formați echipe cu alți copii, iar marele Mircea Lucescu devenea un jucător obișnuit. Tatăl dumneavoastră a povestit, îl citez. Mi-aduc aminte că venisem odată acasă, chiar după un meci al echipei naționale, și din bloc, de deasupra, au început să strige. Bă, golanule, ce faci acolo? Lasă copiii în pace să se joace. Dita mai măgaru și te joci cu copiii, golanule. A fost unul dintre puținele momente în care vecinii nu l-au recunoscut pe Mircea Lucescu. Urmează întrebarea. V-ați dorit vreodată ca tata să nu fie celebru? Mi-e foarte greu să răspund. Nu mi-am pus niciodată această problemă. Ideea ați venit la 40. Da. Așa, luat din scurt, cred că faptul că el a fost cine a fost, faptul că prin ceea ce a făcut a devenit celebru, mi-a deschis calea către fericire, pentru că până la urmă eu fac ceva pentru care am pasiune, fac un lucru cu dragoste și în viață am senzația că pentru a fi fericit trebuie să faci cu dragoste ceea ce faci. Și asta este datorită lui. Intenționat sau neintenționat, mi-a deschis această cale către fericire. Mergem mai departe. Citez. Nu am devenit antrenor ca să fiu comparat cu tata. Am vrut ca eu însumi să devin cineva. Așa ați declarat la debutul carierei dumneavoastră de antrenor, dar comparațiile au continuat mai ales datorită performanțelor tatălui dumneavoastră, care a fost supranumit Il Luce. Dumneavoastră v-ați ambiționat și ați reușit în sezonul competițional 2019-2020 cu echipa Al Hilal în Arabia Saudită, o triplă istorică, Cupa, Campionatul și Liga Campionilor Asiei. Așa ați ajuns pe lista scurtă a antrenorilor de fotbal din lume, care au în palmares o astfel de triplă. Tot pentru această performanță, în ancheta ProSport din 2020, ați fost votat de președinții de cluburi și de antrenorii din Liga 1, antrenorul anului. Mircea Lucescu a spus, nu există în istoria sportului mondial o poveste ca a noastră. Fiul să facă performanță la fel ca tatăl. Sunt niște lucruri de destin unice în lume. Urmează întrebarea. Îl va depăși antrenorul Răzvan Lucescu pe Il Luce?
Nu mi-am propus niciodată acest lucru. Așa cum v-am spus mai devreme, eu mi-am descoperit această pasiune uriașă pentru fotbal prin tatăl meu. Având această pasiune, eu trăiesc zi după zi cu gândul la meciul următor, în niciun caz la ceea ce a obținut tatăl meu și la ceea ce aș putea obține eu. Nu vreau să ajung să mă compar eu însumi cu el, nu vreau să aud de astfel de comparații, sunt lucruri total diferite. Pot un singur lucru să vă spun, că sunt mândru că amândoi am avut succes în această meserie. Continuăm. Aveți 52 de ani și ați spus că mare parte din viața a trăit-o sub povara celebrității tatălui dumneavoastră. Vă citesc. Numele tatei a fost pentru mine un handicap și asta nu numai în fotbal. Lumea spunea că am făcut școala și facultatea pentru că am avut pile. Că fetele se țineau după mine din interes. Când v-ați dorit să fiți fotbalist, tata v-a spus, dacă vrei la fotbal, nu poți să fii decât portar. Doar așa nu o să te compare lumea cu mine. L-ați ascultat și ați ajuns portar, însă, după ce v-ați pus mănușile în cui, nu ați mai evitat să călcați pe urmele tatălui și ați ales să fiți antrenor ca el. Aș vrea să știu ce ați moștenit de la Mircea Lucescu. Urmează întrebarea. Mai pune astăzi numele Lucescu presiune pe dumneavoastră? Nu. Astăzi cred că nu mai pune presiune. Sunt alte lucruri care pun presiune pe mine. Dar a pus o foarte mare presiune de-a lungul timpului și în special în perioada adolescenței. După aceea când am devenit jucător, iarăși a fost o presiune foarte mare. La începutul carierei de antrenor, însă începusem să mă maturizez și încercam să las deoparte aceste lucruri, să iau doar avantajele pe care le-am avut ca fiind băiatul lui Mircea Lucescu. Dar totuși nu pot nega că au fost momente mai puțin plăcute de-a lungul timpului. Mai mari sau mai mici? Dați-mi un exemplu. Bă, felul în care mă privea lumea sau îmi strigau oamenii la meciuri, sună-l pe tactul la pauză, ți-a făcut tactul antrenamentele, îți face tactul echipa, îți face tactul strategia... Eu știu, prietenul acela e cu tine din interes, pentru că dacă n-ai avea posibilitățile pe care le-ai prin tatăl tău, nu ar mai fi acolo. Fetele se uită la tine din interes. E, au fost lucruri neplăcute la acele momente. Acum mă fac să zâmbesc, dar am trecut prin foarte, foarte mari frustrări și multe. Pe de altă parte, am citit undeva că omul care ajunge să aibă succes trebuie să învingă foarte multe frustrări, să știe să treacă peste acestea. Mulțumesc. Continuăm. Ați spus că tata nu vă bătea, ci apela mereu la discursuri educaționale atunci când făceați câte o boacănă. La 6 ani, a stricat un perete din apartamentul proaspăt renovat de părinți, cu mare eforturi financiare. Iată cum descriați că a reacționat atunci tata. Taică mi s-a înfuriat, mi-a arătat găurile din perete și a început să-mi țină un discurs de viață despre cum a trăit el, cât de greu i-a fost și cât muncește. Mi-a spus că trebuie să respect munca depusă de ceilalți, nu mi-a dat nicio palmă. Aș vrea să-mi spuneți dacă vorba educă mai bine ca palma. Urmează întrebarea. Cât de tare lovesc cuvintele? Cred că cuvintele lovesc mai tare decât palmele. Cuvintele rămân adânc înfipte în memorie, dar sunt acele cuvinte care provoacă un efect pozitiv. Pe când palmele pot rămâne ca traume, dar provoacă efectul negativ. Și întotdeauna ai mult mai mult de câștigat de la normal. Efectul pozitiv. Mergem mai departe. La cutremurul din 77 aveați 8 ani. Ați spus că salvarea dumneavoastră a fost atunci faptul că nu erați acasă. Peste patul în care dormeați a căzut o mare bucată de perete. Dumneavoastră erați în acel moment cu mama la film, la cinematograful Scala. Și inițial, nici măcar nu ați știut ce se întâmplă, ați povestit așa. Am crezut că e ceva în legătură cu filmul, pentru că erau
unul despre circ cu agitație mare. Când am ieșit, afară era praf, nu se vedea nimic, pentru că trei blocuri căzuseră în zonă. În blocul nostru au fost pagube mari. Sunteți acum antrenor în Grecia, o țară în care se produce un cutremur la fiecare 2-3 zile. Urmează întrebarea. Păi este frică de cutremure? Nu mi-este frică, nu. Sunt antrenat, sunt obișnuit. Nici măcar nu le percep pe cele din Grecia. Nu știam, e o informație nouă pe care o aflu acum de la dumneavoastră. Dar, într-adevăr, povestea acelui cutremur mi-a afectat viața sau mi-a influențat-o. Pentru că după acel cutremur, noi am fost obligați să plecăm din București. Pe vremea aceea, jucătorii de fotbal, oamenii care erau implicați în fotbal, nu aveau câștiguri foarte mari. Tata nu era un jucător cu bani mulți. Stricăciunile pe care le-a suferit apartamentul din Știrbei Vodă, acolo stăteam, au fost foarte mari și au necesitat cheltuieli foarte mari. Am fost obligați să plecăm la Hunedoara ca să putem, ca ei, părinții mei, să poată acoperi aceste cheltuieli. Am trăit 5 ani de vis acolo. Probabil că am avut o șansă extraordinară, pentru că ieșind din București, Hunedoara mi-a dat posibilitatea să am o copilărie fericită, să pot să ies în stradă, să pot să ies pe dealuri, să mă duc cu prietenii, să avem fel de fel de războaie, fel de fel de meciuri, fel de fel de competiții între cartiere, lucru pe care în București nu l-aș fi putut avea. Aș putea spune că în acea nebunie am avut și șansă. Mulțumesc! Că tot vorbeați de Hunedoara, când erați în clasa a doua, v-ați mutat cu familia acolo, unde tatăl dumneavoastră urma să antreneze echipa Corvinul. Ați spus așa, perioada de 5 ani petrecută la Hunedoara m-a ajutat să am o copilărie în adevăratul sens al cuvântului. Jucam fotbal la școală, pe maidane, mergeam cu prietenii în excursii, la iarbă verde, ne mai și băteam. Peste ani ați mers să revedeți orașul și ați declarat, n-am văzut pe nimeni cunoscut, dar m-au năpădit amintirile. Povești de dragoste din perioada aia de la Hunedoara, trădări și alte nebunii, amintiri frumoase. Vreau să știu de câte ori v-ați îndrăgostit. Urmează întrebarea. Cum iubește Răzvan Lucescu? Cu pasiune. Cu pasiune. Sunt foarte romantic. Am focul în mine. Chiar dacă uneori aș vrea să-l sting, nu reușesc. Da, iubesc foarte pasional. Bine. Da, și m-am îndrăgostit la Hunedoara. Așa. E una dintre poveștile frumoase ale vieții mele la Hunedoara. Eram în clasa a 5-a și m-am îndrăgostit de o fată din clasa a 7-a, care era poreclită Afrodita, pentru că era considerată foarte frumoasă. Da, ok, a durat 6 luni. La acea vreme, 6 luni înseamnă o perioadă destul de lungă. Eu clasa a 5-a, aia a 7-a. La sfârșitul clasei a 5-a ne-am despărțit. Mă rog, ce a însemnat acea dragoste? Emoții puternice, fluturi în stomac, ce inima frumos. Care îmi bătea foarte tare când mă duceam să mă întâlnesc, să o întâlnesc. Atât, nimic mai mult, nici măcar un sărut, eram prea mici. Ce drăguț, mulțumesc frumos. Sunteți unul dintre cei mai sexy bărbați din fotbal. Nu vă sfiți să recunoașteți că soția v-a învățat să introduceți cosmeticele în rutina noastră zilnică. Ați fost mereu un pas cu moda. Ani buni ați purtat un cercel cu diamant în urechea stângă. Sunteți înnebunit după ceasuri și sunteți mereu o prezență elegantă pe marginea terenului de fotbal. Vă citez. Sunt un tip cochet. Mă uit în vitrine, analizez ce poartă alții, dar nu mă comport ostentativ. Am o curiozitate. Urmează întrebarea. Ce complimente vă fac femeile? Nu pot să vă răspund la asta, pentru că viața mea poate părea foarte interesantă și foarte aprinsă din exterior, totuși este destul de monotonă.
De mult timp nu mai merg la petreceri, de mult timp nu mai ies atât de tare în public ca să întâlnesc foarte multe femei. E muncă, e foarte multă muncă, e foarte mult stres, iar în momentele în care ajung să am ceva zile libere, prefer să mă relaxez în liniște, pentru că toată această presiune care vine peste mine, probabil că și peste alți antrenori, te fac să simți o întreagă nebunie, un întreg vacarm. Chiar dacă nu este vacarm, tu așa îl percepi, îl resimți această presiune. Și atunci sunt obligat ca în momentele mele libere să merg să îmi pun căștile în ureche, să mă plimb, să merg la o masă romantică cu soția, să beau un pahar de vin, să mă întâlnesc cu 2-3 prieteni. Atunci de complimente de la doamne n-am mai avut parte în ultima vreme. Da, îmi place să studiez, îmi place să mă uit cum sunt alți bărbați îmbrăcați, îmi place să mă uit cum sunt doamnele, dar încet, încet vârsta mă face să-mi doresc să fiu mai mult în confort decât în eleganță. Cine ar fi un bărbat bine îmbrăcat? Din România sau din... Nu știu, la cine vă gândiți? N-aș putea să spun. Nu trece prin cap. Tipul de antrenor italian, Allegri, de la Juventus. Bine, mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Tata a știut din totdeauna presiunea la care avea să fiți supus dacă veți face fotbal, vă citez. M-a dus taică-miu la tenis de masă, tenis de câmp, în not. Dar nu mi-era nicio clipă capul acolo. Mie îmi fugeau ochii tot spre copiii care băteau mingea de fotbal. Apoi mă duceam cu schiurile la munte, pentru sporturile de iarnă. Am încercat cam totul. În cele din urmă, tot la fotbal ați ajuns, portar, iar din acel moment tata v-a susținut necondiționat. Ați debutat la echipa de junior din Hunedoara și v-ați legitimat apoi la clubul Dinamo. Ați încercat să compensați prin foarte multă muncă dezavantajele fizice date de statura nepotrivită pentru un portar, mai ales că erați coleg de generație cu nume ca Florin Prunea, Bogdan Stelea sau Florin Tene. Urmează întrebarea roșie. V-a împiedicat înălțimea să ajungeți portar la Naționala Mare? Eu cred că înălțimea m-a împiedicat să ajung la un nivel mai ridicat. Hai să nu mă gândesc la echipa națională. Nu știu asta ce s-ar fi putut întâmpla. Dar e clar că statura pentru mine în fotbal a fost un impediment, un dezavantaj. Cu siguranță că am compensat prin alte lucruri, printr-o viteză de gândire mai rapidă, printr-o analiză profundă a situațiilor de joc, prin reflexe. Dar, într-adevăr, am resimțit această înălțime destul de scăzută. Și chiar destul de scăzută. Pentru un portar, da. Pentru un portar este un handicap. Dar acum, când sunt la 52 de ani, mă gândesc că în viață nu le poți avea pe toate și fiecare etapă a vieții te ajută să progresezi, să te maturizezi, să devii mai înțelept și văd lucrurile diferit. N-am ajuns să fac o performanță extraordinară ca portar sau să am o carieră extraordinară ca portar, dar am avut o carieră prin care am reușit să mă impun eu cu numele meu, Răzvan Lucescu. Mulțumesc! Obișnuiați să-l însoțiți pe tata în cantonamentele cu echipa națională. La antrenamente vă plăcea să intrați în poartă ca să apărați șuturile jucătorilor profesioniști de fotbal. Mircea Lucescu a povestit așa. A tras Irimescu un șut, de la aruncat cu tot cu minge în plasă. Avea vreo 9 ani atunci și a leșinat. Atunci a fost un moment foarte greu. Irimescu avea un șut ca din tun. După 9 ani de la acest episod, a devenit portar la echipa Sportul Studențesc, a jucat apoi pe același post la echipele Nola Calcio, FC Național București, FC Brașov, Rapid București și FCM Bacău. Urmează întrebarea. V-a mai scos vreodată din joc un șut la poartă? N-aveam 9 ani, aveam mai mult. Cred că
între 13 și 14 ani, pentru că atunci, la acea vârstă, tatăl meu devenea antrenor al echipei naționale. Da, s-au întâmplat mai multe, nu numai asta. Am mai avut un mic incident. Se pare că Moraru a tras un șut, m-a lovit în cap și acel șut m-a pus jos, knockout. Erau lucruri extraordinare. Asta a fost iarăși o șansă mare pe care am avut-o prin tatăl meu să fac parte din atmosfera echipelor, echipă de prima ligă, echipă națională, să înțeleg vestiarele, să fiu acolo zi de zi, să văd care este atmosfera între jucători, să văd cum discută, cum se strâng, cum analizează antrenorul, pentru că eram totdeauna în jurul lor sau printre ei sau în spatele lor, auzeam foarte multe lucruri pe care nici măcar tatăl meu nu le auzea. Chestia asta m-a ajutat, fără ca atunci să realizez ce se va întâmpla acum, în perioada de antrenorat. Eu deja am intrat oarecum pregătit în această meserie prin posibilitatea pe care am avut-o când am fost la 13 ani, 10 ani, 15 ani, să fiu parte din vestiarele echipelor antrenate de tatăl meu. Mulțumesc, continuăm. Aveați doar 12 ani când ați primit o lecție importantă despre ce înseamnă spiritul de echipă. Tata era atunci antrenorul echipei Corvinul din Hunedoara și știați că ține foarte mult la disciplina extrasportivă a jucătorilor. Așa că nu ați avut nicio ezitare în a-i povesti tatălui că ați văzut câțiva fotbaliști consumând alcool într-un spațiu restrâns dintr-o cofetărie. Consecința a fost, vă citez: când m-am dus în vestiar, m-au prins doi dintre ei și m-au băgat într-un coș și mi-au dat la pumni pentru că i-am trădat. Mă întreb dacă astăzi considerați că i-ați trădat sau că i-ați ajutat pe acei jucători. Urmează întrebarea. Dumneavoastră aveți spioni în vestiar? Și da, și nu. Nu spioni, cum înțelegeți acum sau la ce vă gândiți în acest moment. Mă gândesc la ce ați făcut dumneavoastră, de exemplu. I-am pe asistenții mei, l-am pe team manager, ne organizăm în așa fel încât fiecare dintre aceștia să vorbească, să țină legătura cu anumiți jucători, să încerce să înțeleagă ceea ce este în sufletul fiecăruia, pentru că un jucător când vine să vorbească cu antrenorul principal nu este foarte sincer. Ascunde foarte mult, încearcă să pară într-un anumit fel, diferit de ceea ce simte la acel moment, și pentru mine este foarte important să cunosc toate detaliile, să cunosc toate informațiile, să știu cum să pun problema, să știu cum să intru în discuții cu el, să știu cum să intru în sufletul lui, să știu cum să-l liniștesc sau cum să-l provoc să muncească mai bine, să se angajeze mai bine, să intre mai activ în viața echipei. Foarte mult lucrăm pe această idee de grup, pe unitate, pe ideea de a crea un grup puternic. Nu totdeauna este ușor, ba dimpotrivă, sunt lucruri foarte complicate, dar câteodată ai șansa de a avea jucători care mai repede te urmează, câteodată ai neșansa de a avea jucători care sunt foarte diferiți între ei, ca și culturi, ca și mentalități, provenind din țări diferite și care sunt diferiți chiar față de mine însumi. Și atunci lucrurile sunt un pic mai complicate, dar în final, cheia succesului este să se ajungă la o unitate de grup. Deci nu am spioni, dar ne organizăm vestiarul. Să controlăm vestiarul. Da. Am înțeles. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. V-ați născut în București pe 17 februarie 1969, iar presa a scris că bunicii din partea tatălui au locuit într-o căsuță de pământ din cartierul bucureștean Apărătorii Patriei. Dumneavoastră ați povestit așa. Tata provine dintr-o familie foarte amărâtă. Au fost 5 copii, aveau o singură cameră în care dormeau împreună cu părinții. Când se culcau,
Tata aprindea lampa cu gaz și citea în picioare ca să nu-i deranjeze pe ceilalți șase. Copilăria plină de lipsuri a tatălui dumneavoastră l-a determinat să nu vă răsfețe prea mult, prin urmare nu v-a crescut ca pe un copil de bangata, în ciuda situației financiare bune pe care familia ajunsese să o aibă. Urmează întrebarea. Câți bani de buzunar primați de la părinți? Aici pot să spun că m-au răsfățat. N-am avut lipsuri, n-am fost refuzat. Este adevărat că tatăl meu, participând mai puțin la viața mea, se simțea oarecum obligat să-mi facă pe plac sau să nu mă refuze. Dar cea care cu adevărat era în spatele lui era mama. Și pot spune că îmi permiteam să merg și cu taxiul la 14 ani dacă întârziam la antrenament, dacă simțeam că întârzii la antrenament. Deci din punctul acesta de vedere, chiar dacă nu, repet, pe vremea aceea o familie de fotbaliști nu avea foarte mulți bani, totuși nu mi-au refuzat niciodată nimic. Bine. Eu cred că felul unui om de a fi depinde nu neapărat de faptul că primește sau nu niște bani de buzunar. Cred că contează foarte mult educația profundă vis-a-vis de absolut toate lucrurile și în special față de muncă, față de respectul pe care cineva trebuie să-l aibă față de ceilalți oameni. Sunt multe alte aspecte care contribuie la educația unui copil. Mulțumesc. Mergem mai departe. Erați în clasa a 8-a, când v-ați întors cu familia în București. Ați povestit că v-a fost foarte greu să vă readaptați la cerințele unei școli din capitală. Părinții noastre au mers la școală și au aflat că aveați note foarte mici la purtare. Tata a luat măsuri și v-a ținut din nou un discurs moralizator, deranjat de atitudinea pe care o aveați la școală, vă citez. Era în camera mea, plimbându-se de la un capăt la altul și mi-a spus că dacă ar fi știut că sunt un prost, asta este. Eram copilul lor, nu conta că eram prost. Dar să dau dovadă de lipsă de respect și de lipsă de educație față de oamenii mai în vârstă, asta nu poate accepta. Vreau să știu când a fost ultima dată când tata v-a ținut un discurs din acesta, moralizator. Urmează întrebarea. V-ați făcut vreodată familia de rușine? Depinde ce înțelegeți prin rușine. Ce înțelegeți și dumneavoastră? Pentru mine este rușine să pierd un meci. Eu nu pot ieși din casă. Arde carnea pe mine, am dureri, nu pot dormi. Mi-e rușine. Asta pentru mine înseamnă rușine. Altceva... Nu. La toate aceste episoade mai am. Pot să vă mai povestesc unul. Vă rog. Era în 91, deci după Revoluție, după primul an al tatălui meu, în Italia, ca antrenor, a avut niște bani pe care i-a strâns și trebuia să investească într-o chestie mică. Pe vremea aceea, mă rog, ce putea fi după Revoluție și ceea ce câștigase într-un an, o parte, s-a gândit să, cu niște prieteni să pornească o afacere. Mi-a zis de bani, unde sunt, să am grijă, am avut nevoie și am luat de acolo, fără să-i spun. Când s-a întâlnit cu prietenii lui pentru a stabili ce au de făcut, am fost și eu prezent. Și l-am chemat pe unul dintre ei și l-am rugat, uite, vezi că acolo sunt bani atât, mai puțin cu atât. Eu ți-i voi da mâine, fără probleme, dar încearcă să mă ajuți. Și ne-am așezat la masă, celălalt prieten a înțeles că ceva nu este în regulă, tata, ceilalți doi, a pus mâna pe masă și a zis stop. Răzvan, aici sunt mai puțini bani. Este adevărat? Vă mai dau timp. Și? Am înghețat, m-am simțit groaznic,
A fost un lucru la care tatăl meu nu s-ar fi așteptat. M-am simțit înfiorător. N-am avut ce face. E, ăsta a fost un moment în care a fost o rușine incredibilă. În final, iarăși, a fost probabil, cred, ultima discuție serioasă. Asta, după care... E, 20 de ani. 20 de ani, da. E, și am trecut și peste asta, am mers înainte. Mulțumesc. Da. Ați fost portar timp de 16 ani. De bani vorbim în continuare. În perioada 1987-2003. Aveți numai puțin de 240 de meciuri jucate, iar debutul vi l-ați făcut în 1988 la Sportul Studențesc, într-o partidă încheiată cu scorul de 6-1 pentru echipa dumneavoastră. Despre acel meci, însuși Cornel Dinu, care era antrenorul echipei adverse, a spus că a fost umblat. Îl citez. Ne salvasem de la retrogradare, așa că ne-am permis ca în ultima etapă să facem doar act de prezență în regie pentru ca Sportul Studențesc să se salveze. Ei însă l-au mai pus și pe arbitru să contribuie ca să primim 6 goluri. Presa a explicat de multe ori că există câteva modalități clasice pentru obținerea unui blat. Mituirea portarului, mituirea jucătorilor sau o înțelegere clasică, înțelegere între președinții de club. Vreau să știu când ați aflat că meciul în care ați debutat a fost umblat. Urmează întrebarea. A încercat vreodată cineva să vă cumpere? A fost odată, da. Aștepta și răspunsul. Corect. Și complet. Categoric normal. Nu. Categoric nu. Nu aveam nevoie. Eu și nu aș fi făcut-o niciodată. Eram la 24-25 de ani. Am spus, nici nu vreau să discutăm despre această... Da, eram portar. Nu vreau să discutăm despre această problemă și nu... E ca și cum n-am auzit. Bine. Și de meciul acesta? Nu. Ați aflat? Da, aveam 18 ani. Eram copil, nu știu dacă este așa cum a spus domnul Dinu, abar n-am. A fost un meci de debut al meu. Eram într-o altă lume, euforic. Veneam după un turneu în Italia, unde fusesem desemnat cel mai bun portar, la un turneu cu echipe mari, Inter, Milan, Atalanta, Dinamo Kiev, Glasgow Rangers, fusese invitată și Sportul, Juventus Torino, și a fost ca un premiu pe care mi l-a acordat clubul la întoarcere. Am fost promovat la echipa de seniori, am jucat acel meci, iar după 3 sau 4 zile am jucat și o altă repriză, a doua repriză, într-o semifinală de cupă contra Stelei, Steaua în care jucau atunci Hagi, Lăcătuș, Belodedici, Ungureanu, Silviu Lung. Deci a fost așa ceva special. Nu mi-aduc aminte de absolut nimic, nu știu absolut nimic din asta. Bine. Eram prea mic. Mergem mai departe. La Revoluție aveați 20 de ani și erați student la Academia de Studii Economice din București. Ați povestit împreună cu Ana, cea care avea să devină soție, și cu cel mai bun prieten al noastră, Kiki Iancu, ați trăit emoții intense pe străzile din București. Ați spus așa: am stat culcați pe jos, pe trotuar sau pe stradă, pentru că se trăgea. Am fost și la televiziune, am văzut mulți oameni care aveau să preia puterea ulterior. Ați riscat mult atunci când ați vrut să vă vizitați părinții, vă citesc din nou. În fața blocului erau un tank și soldați care erau instruiți să tragă, întuneric, beznă. Am avut o șansă uriașă că soldații nu au tras. Eu aveam apă și mâncare pentru ei. A fost un pic șocant. În februarie 1990 ați participat și la mitingul în Piața Victoriei, unde s-a creat din nou panică, dar și atunci ați scăpat la limită fără să fiți rănit. Vreau să știu care a fost cel mai riscant lucru pe care l-ați făcut în viață. Urmează întrebarea. Sunteți dependent de adrenalină? Da.
sunt dependent de adrenalină. Dar probabil că este adrenalina pe care mi-o oferă fotbalul. Încărcătura emoțională pe care ți-o dă un meci de fotbal este de neînțeles pentru cineva care nu practică acest sport. Faptul că de la ultimul meci, cel puțin în poziția de antrenor pe care o am acum, din poziția de antrenor pe care o am acum, simt cum se termină meciul și începe deja să crească tensiunea, presiunea, stresul pentru următorul meci. Iar la momentul în care începe meciul, îți pierzi control. Nu mai ești om, nu știu cum să spun. Sunt niște trăiri de la... Te duci de la o stare la alta, într-o fracțiune de secundă, de mulțumire, de supărare, de teamă, de anxietate, de liniște. Se termină jocul, urmează celălalt meci pe care îl avem cu presa. Conferințele de presă întotdeauna sunt complicate și dificile și mai ales în străinătate. Era mai ușor aici, în România, acolo sunt mult mai complexi în momentul în care analizează un meci, în momentul în care pun întrebări. N-apuci să te relaxezi și de-abia după aceasta ajungi acasă, încerci să bei un pahar de vin, să te relaxezi, dar în minte vin imaginile meciului următor. Nopțile nu se dorm și atunci sigur că această adrenalină te ține tot timpul într-o acțiune totală, care nu e benefică, cred. E plăcută, dar nu e benefică. Continuăm. Mulțumesc. V-ați cunoscut soția în primul an de facultate și la scurt timp v-ați mutat împreună, vă citez. Eu, sincer, mă îndrăgostisem imediat și prin martie, așa, am ieșit undeva și am oficializat relația. După aia, din toamna lui 89, am avut un apartament mic de două camere în care ne-am mutat singuri. Peste un an a urmat căsătoria și chiar dacă au trecut 31 de ani de atunci, spuneți că sunteți în continuare îndrăgostit până la disperare de ea. Ana v-a fost mereu alături, ea a ținut casa, a avut grijă de copii și v-a organizat viața așa încât să aveți liniștea să vă ocupați de cariera în fotbal. Am observat că și tatăl dumneavoastră, Mircea Lucescu, spune cam aceleași lucruri despre mama dumneavoastră, că este o femeie care a avut grijă de casă, de educația dumneavoastră și care l-a sprijinit în carieră. Urmează întrebarea. V-ați ales o soție care să semene cu mama dumneavoastră? Sunt complet diferite. Complet diferite. Chiar înainte de a veni aici, i-am spus soției mele că probabil că o iubesc atât de tare și cu atâta pasiune, pentru că ea, de fapt, mi-a oferit 30 de soții într-o viață de 32 de ani. Este o personalitate multiplă. Se transformă. Odată este într-un anumit fel, odată altfel, odată joacă un rol, după aceea alt rol. Fizionomia și o schimbă totdeauna. E ceva incredibil. E ceva incredibil și cred că și aș putea spune că sunt 31 de ani de adrenalină permanentă în relația cu soția mea. Ce frumos! Eu nu știu dacă e frumos. E foarte interesant, foarte palpitant, foarte incitant. E și frumos, dar e și greu. Mergem cu o întrebare roșie. Toată lumea știe că sunteți un dușman declarat al echipei Steaua și nu ați ezitat niciodată să vă manifestați ca atare. Erați portar la Sportul Studențesc când ați făcut o partidă spectaculoasă contra Stelei, care a fost atunci la un pas de a pierde titlul de campioană. La final ați declarat, vă citez, dedic acest egal tatălui meu și tuturor antisteliștilor din România. După 2 ani, ați provocat un adevărat scandal între jucătorii echipei Steaua și cei echipei Rapid, după ce ați fluturat un steag alb-vișiniu pe stadionul steliștilor la finalul unui derby. An mai târziu, după ce Dinamo
a fost eliminată din Cupa UEFA, i-a trimis lui Cristi Borcea un SMS care se încheia cu înjurătura clasică adresată Stelei, care este și astăzi scandată intens pe stadioane. Urmează întrebarea roșie. De ce urăți Steaua? Acum pot să spun foarte relaxat că nu urăsc Steaua. Sentimentele unui tânăr nu pot fi controlate, am mai spus-o. Tinerii, în general, sunt idioți. Asta este, am fost și eu, probabil și copiii mei, și așa mai departe. Simt nevoia de a face lucruri extraordinare, de a face lucruri care să șocheze. Pe de altă parte, să spunem că eram acel suporter înnebunit din spatele tatălui meu, acel suporter vehement care îl susținea pe tata, iar disputele tatălui meu au fost în general cu Steaua, pentru că erau cele două echipe puternice, Steaua și Dinamo, care luptau pentru supremație în fotbalul românesc. Acum privesc înapoi cu un zâmbet în colțul gurii, dar acel zâmbet mă vizează pe mine. Uite-te cât de tâmpit ai fost. Cam așa stau lucrurile. Astăzi văd lucrurile total diferit. Sunt antrenor de fotbal, trebuie să existe respect față de celelalte echipe, față de antrenori, față de conducători, față de jucători. Sigur că există adversități, sigur că există această competiție care creează și animozități, dar care trebuie ținute sub un anumit control. Să fie... Existe respect. Cel puțin când meciul s-a încheiat, trebuie să uităm de aceste lucruri. Văd lucrurile diferit, îți spun. Poate și vârsta, m-am mai potolit, nu știu. Mă consider un pic mai înțelept. Nu, FCSB e pentru mine Steaua. Sau Steaua e FCSB. Bine, mulțumesc. Ați spus așa. Rapidul înseamnă maturizarea mea ca om din punct de vedere profesional. La Rapid ați ajuns în anul 2000 ca portar și ați jucat două sezoane. Ultimul meci la care ați intrat pe teren în tricoul alb-vișiniu a fost pe 2 noiembrie 2002. Erați atunci vicepreședintele clubului, dar ați decis să apărați în meciul cu FC Argeș pentru că toți portarii echipei erau indisponibili și a fost partida cu care, la vârsta de 32 de ani, v-ați încheiat cariera de jucător. Vă citez. Mi-am spus, după două accidentări și două operații în decurs de 4 luni, ce pot să mai fac? Mai pot ajunge la națională? Niciodată. Pot să plec afară? Niciodată. Bun. Atunci, trebuie să-mi pregătesc viitorul. Și atunci am luat decizia să mă opresc. Urmează întrebarea. Cât de mult v-a durut când ați pus mănușile în cui? Nu m-a durut foarte tare, pentru că aveam deja pregătită mutarea următoare, mă gândisem foarte bine, analizasem foarte atent ce am de făcut, ce pot mai obține jucând fotbal și ce se va întâmpla cu mine când voi trena cu fotbalul. Și faptul că imediat, acea propunere a domnului Copos de a deveni vicepreședinte la Rapid m-a făcut să întrerup activitatea de jucător, mi-a dat posibilitatea să încerc să înțeleg ceea ce va fi în viitorul meu. Voi continua în poziție de management al unui club sau voi alege să fiu antrenor așa cum era și tatăl meu. Am stat un an de zile, a fost un an extraordinar, experiențe foarte multe, am muncit enorm, am fost acolo lângă echipă non-stop, am căutat să fac conexiunea între patron și echipă, să ajut stafful tehnic, pe Mircea Rednic, ca antrenor principal, în special. Am dat absolut totul, cu mare pasiune, dar am constatat că mă atrage mai mult să fiu pe teren non-stop. Și atunci am luat decizia la sfârșitul acelui an, 2003, era în vară, să pornesc pe calea antrenoratului. Deci, mulțumesc. Oarecum am gândit ce urmează pentru mine în viață și ceea ce trebuie să fac. M-am pregătit, pentru că pentru un jucător care se oprește brusc,
e foarte complicat. Cred. Dacă nu are în spate o educație foarte puternică. Cred. Rămâne la pasiune. Ați vorbit, ați numit acest cuvânt. Relația dumneavoastră cu George Copos, fostul finanțator al Rapidului, a fost una tumultuoasă, mai ales că acesta obișnuia să pună presiune pe dumneavoastră. Presa a reținut un moment din 2005, când, la finalul unei partide din cupele europene, în care echipa antrenată de dumneavoastră a mins cu 1-0, ați făcut acel semn obscen către tribuna în care se afla George Copos. Citez din presă. După ce i-a arătat degetul mijlociu finanțatorului aflat la tribuna oficială, Răzvan Lucescu a părăsit arena Valvârteș, a urcat de unul singur pe podul Grant, a oprit un autobuz RATB și s-a suit în el. După acest episod, George Copos v-a sunat să vă întrebe cui i-ați adresat semnul obscen, iar dumneavoastră i-ați răspuns diplomat că a fost o modalitate de descătușare dedicată tuturor celor care vă contestau. Copos a intrat în jocul dumneavoastră și, deși este cunoscut ca un om de afaceri foarte zgârcit, George Copos a venit atunci la echipă să mai dea o primă specială pe lângă cea oficială. Urmează întrebarea. I-ați deschis portofelul lui George Copos cu degetul mijlociu? Cred că da. Cred că da. Cred că da, pentru că la acel moment s-a simțit oarecum exclus din acel succes, din acea euforie a acelui grup. De ce? Pentru că n-am ajuns întâmplător la acel gest. Mă dăduse afară pentru o noapte cu 3-4 săptămâni înainte, după meciul de la Rotterdam, fiind în prezența, n-a venit cu echipa, l-a trimis pe sponsorul domnul Jean Valvis, care ne-a și povestit modul de a fi refuzat de către domnul Copos de a veni la Rotterdam. Și știu că după acel meci de la Rotterdam, când am făcut 1-1, a spus, e ok, o să vedeți că la București o să ne bată 4-5-0. Și chestia asta m-a întărâtat, m-a făcut să sufăr, să fiu frustrat. Oricum, pe acea vreme am avut o relație dură, hai să spun, de ură și dragoste. Ură, pentru că tot timpul arăta public o ostilitate față de mine. Pe de altă parte, mi-a dat posibilitatea să lucrez la Rapid, un club mare pentru România, timp de 3 ani de zile. Și nici eu, nici tatăl meu, suntem singurii antrenori care n-am fost dați afară de către domnul Copos. Acum, când mă întorc la acea perioadă, nu pot să spun decât atât. Îi sunt total recunoscător și îl iubesc pe domnul Copos. Atunci aveam 35, 36, 37 de ani, acum am 52. Deci, altă gândire, altă maturitate. Mulțumesc! Cariera de antrenor. V-ați început-o la 34 de ani la echipa FC Brașov, în sezonul 2003-2004. Patronul de atunci al brașovenilor, Ioan Nicolae, și-a pus mari speranțe în dumneavoastră, îl citez. Mă rog la Dumnezeu ca el să debuteze cu dreptul. Fotbaliștii și-au amintit cum erați dumneavoastră la debutul în antrenorat, îl citez pe unul dintre ei. Este un antrenor care știe tactică, mereu citește cărți, și se documentează, știe să își apropie jucătorii, ne dădea bani de buzunar când erau întârzieri cu salariile, iar când ieșeam cu echipa în oraș la o pizza, insista să plătească el. Nu suferă vedetismele, dar astăzi râde cu tine și mâine te dă afară. Acum, aș vrea să-mi spuneți cum vă vedeți dumneavoastră ca antrenor. Urmează întrebarea. Ce nu iartă antrenorul Răzvan Lucescu? Lașitatea. Și când spun lașitate, mă gândesc la jucătorul care intră pe teren și căruia este frică. Și care abandonează lupta din cauza anxietății.
Toate celelalte aspecte le accept. Dar când văd că un jucător este slab din acest punct de vedere, îl scot de la suflet. Fără să fac intenționat, dar pur și simplu îl scot de la suflet. Cum trebuie să fie un jucător? Vreau luptător. În primul rând luptător. Că are calitate, că tehnică, că nu are, asta contează mai puțin, dar trebuie să fie luptător. Și când spun luptător, nu înseamnă neapărat să se ducă să se lupte doar pentru minge. Dumneavoastră sunteți un luptător? Da, sunt. Mulțumesc. Mergem mai departe. În 2004 ați devenit antrenor la FC Rapid. După ce ați dus formația giuleșteană pe a treia poziție în divizia A, în sezonul 2005-2006, echipa a evoluat în Cupa UEFA. Sub îndrumarea dumneavoastră, Rapidul a avut un sezon memorabil, a trecut de faza grupelor, s-a calificat în sferturile Cupei UEFA. Pentru a ajunge în semifinala la Cupei Europene, Rapid trebuia să treacă de nimeni alta decât Steaua. Presa a scris că meciurile dintre Steaua și Rapid au fost de un echilibru aproape perfect. În tur, scorul a fost de 1-1, iar meciul retur s-a încheiat cu 0-0. Totuși, Steaua București a mers mai departe în semifinalele Cupei UEFA, datorită regulii golului marcat în deplasare. Vreau să știu cât de dureros este să pierzi în fața rivalei de viață și să fii eliminat din Cupa UEFA. Urmează întrebarea. Cât de orgolios sunteți? Sunt destul de orgolios. Dar cred că am o foarte mare putere de a mă controla. Am un echilibru intern foarte puternic. Și asta mă ajută să-mi domin acel orgoliu care încearcă să iasă la suprafață. A fost un moment greu, dar cum am spus mai devreme, sunt un luptător și imediat la sfârșitul jocului, primul gând a meu a fost să mă duc să transmit entuziasm, optimism și o stare pozitivă jucătorilor. Să-i fac să se gândească că a doua zi era o altă zi și noi trebuia să fim pregătiți pentru meciurile care urmau. Fără să stăm să ne plângem prea mult pe umeri. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Poate cel mai emoționant moment din cariera dumneavoastră a avut loc pe 25 noiembrie 2005 în grupele Cupei UEFA, echipa FC Rapid, antrenată de dumneavoastră, a jucat împotriva Shakhtyor Donetsk, antrenată de tatăl dumneavoastră. Fotbalul european nu mai văzuse o asemenea confruntare în care tatăl și fiul antrenau două echipe rivale. Înaintea meciului au existat suspiciuni de blat, mai ales că Rapidul avea nevoie de o victorie pentru a se califica mai departe, iar Shakhtyorul era deja calificat în 16.000 Cupei UEFA. La meci, observatorul UEFA v-a atenționat pe amândoi să nu faceți blat. În final, Rapidul juniorului a bătut Shakhtyorul seniorului cu 1-0. Vă citez. La 37 de ani am realizat că după ce în copilărie sufeream sau urlam de satisfacție la eșecurile sau la victoriile tatălui meu, acum mă bucur de insuccesul său. Urmează întrebarea roșie. V-a lăsat tata să câștigați? În primul rând că observatorul UEFA ne-a chemat pe amândoi și ne-a pus în vedere faptul că sunt foarte multe pariuri jucate pe egal, nu pe victoria Rapidului, ca să clarificăm. În al doilea rând, acea înfrângere a Shakhtyorului a făcut ca Shakhtyorul să meargă în turul următor de pe poziția a doua și să întâlnească o echipă din Champions League, care venea din Champions League, de pe poziția a treia. Shakhtyorul pierzând dubla cu Lille și ieșin. Probabil dacă ar fi terminat câștigând contra Rapidului, terminau pe primul loc și probabil dacă ar fi terminat pe primul loc, ar fi avut alt parcurs european. După acel joc, timp de o lună noi n-am vorbit despre meci. A fost foarte greu. Pentru amândoi. Din puncte de vedere diferite. Dar nu mi-a răspuns la întrebare. Care a fost? Dacă v-a lăsat tata să câștige. Nu.
cum, el era la Șahtior cu un proprietar, cu interesele lor pentru calificare, pentru victorie. Noi eram o altă echipă, total diferită de interesele Șahtiorului. N-are nicio legătură. Și deci, unul n-ați vorbit despre meci? Nu. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Ați spus că toate amintirile noastre din copilărie sunt legate de fotbal. La 3 ani, jucați fotbal în holul casei, iar mama vă era aliat de nădejde. Ați povestit așa. O să râdeți. Erau orgolii mari la mijloc încă de atunci, pentru că tata nu mă lăsa deloc să-l driblez. Mama îi sărea în cârcă și îl ruga să mă lase să trec. An mai târziu, la singurul meci pe care l-ați jucat contra echipei antrenate de tata, am vorbit de partida în Șahtior Donețk Rapid, ați spus așa. Mama s-a trezit în postura ingrată de a mă susține sufletește pe mine, în timp ce mintea îi spunea că trebuie să învingă tata, pentru că cea mai mare parte a banilor familiei veneau de acolo. Mă întreb dacă a existat totuși măcar un moment când mama l-a ales pe tata și nu pe dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cine este cel mai iubit bărbat din familia Lucescu? Nu știu. Nu știu, mai e și Matei. Desigur. Probabil că eu. Da, cred că pe undeva e normal. De ce? Păi, este mama, este soția, este fata, am mai multe persoane în contact mult prea direct decât... Și vă place asta? Mi se pare ceva... Că sunteți foarte sigur pe dumneavoastră. Mi se pare ceva foarte normal. Nu stau să judec dacă îmi place sau nu îmi place. Mi se pare ca ceva care vine firesc. Din natură, firesc, da. Bine, deci am decretat cel mai iubit bărbat din familia Lucescu. Cu siguranță mama mă iubește mai mult pe mine. Cu siguranță soția mea mă iubește mai mult pe mine. Cu siguranță că fiica mea mă iubește mai mult pe mine. Bine. Nu aș putea să vă spun dacă soția mea îl iubește mai mult pe Matei sau pe mine. Probabil că pe el. Mergem mai departe. Mama e mama mea. Și cu asta am spus tot. Taică-miu fiind mai mult plecat, ea a fost cea care a stat tot timpul cu mine. Chiar și acum, de telefon, urmărește câte grade sunt la Salonic și îmi zice: vezi că mâine e frig, plouă, să te îmbraci bine, dar ai mâncat? Ce ai mâncat? Așa ați descris relația cu totul specială pe care o aveți cu mama și tatăl nostru am văzut foarte mândru de modul în care mama v-a educat. Îl citez. Răzvan are o mamă extraordinară care a știut cum să-l crească și l-a crescut cu un respect extraordinar în primul rând pentru el însuși, apoi pentru oamenii din jurul lui, pentru absolut toți. Urmează întrebarea. Ce v-a învățat mama? Cred că m-a învățat să iubesc. Lucru care este cel mai important. M-a învățat să am respect față de oameni, să-mi pară rău de oameni când sunt în situații dificile, să dau o mână de ajutor când se poate și când este nevoie. M-a învățat lucruri frumoase. Am și reproși de făcut, dar... Cum, vă rog? Nu m-a învățat să spun nu. Și să refuz atunci când ar trebui să o fac. Și lucrurile astea îmi complică existența. Chiar și în luarea unor decizii. Mi-e greu să iau o decizie pentru că știu că cuiva îi voi provoca ceva neplăcut. Mi-e greu să resping atunci când este categoric că trebuie să resping ceva pentru că știu că pe celălalt o să-l fac să se simtă prost sau să sufere sau să fie trist sau să fie supărat, nu știu. Dar lucrul ăsta mie îmi creează o mare problemă în interior și un mare consum. Că nu puteți să spuneți nu.
că da, că nu pot spune nu. Și așa cum v-am spus mai devreme, îmi domin acest sentiment cu această putere de echilibru foarte mare. Mulțumesc. Continuăm. Acum, în 2008, după un meci între Steaua București și FC Brașov, Marius Lăcătuș, antrenorul de atunci al Roșalbaștrilor, a avut o ieșire care contravine normelor de etică, v-a înjurat și a făcut referire la origini ale dumneavoastră rome. Un alt nume sonor din fotbalul românesc, Ioan Becali, v-a cerut la un moment dat să vă asumați etnia, îl citez. De ce Mircea și Răzvan Lucescu se feresc să spună că sunt romi? Să iasă și să spună că sunt țigani. Despre aceleași presupuse origini ale familiei dumneavoastră a vorbit și violonistul Mădălin Voicu, îl citez. Despre Mircea Lucescu, eu am spus că aparține etniei noastre, dar el zice că nu. Eu vreau să lămurim acest subiect. Urmează întrebarea. Aveți origini rome? Nu. Mai simplu decât atât, nu pot să-ți răspund și nici nu cred că vreau să comentez ceva ce nu există. Perfect. Mergem mai departe. Vă citez. Am respectat tot timpul autoritatea tatălui. Și când eram mic, dacă ieșea taică, mă făceam și zicea Răzvan la masă, în momentul ăla lăsam tot și mă duceam. Dacă mă chema mama, mai stăteam cel puțin o oră. Pe lângă acest respect, toată copilăria ați căutat confirmare din partea tatălui și ați vrut să-l faceți mândru de dumneavoastră, vă citesc din nou. Tata era foarte mult timp plecat, iar eu simțeam nevoia să fie acasă și cred că asta m-a făcut să fiu foarte atent la tot ce îmi spunea. Țineam mult la el, îl iubeam foarte mult și voiam să fie mulțumit. Urmează întrebarea. Mai aveți nevoie de aprobarea lui Mircea Lucescu? Nu. Nu mai am și nu mai am de ceva vreme, dar am nevoie de tatăl meu, am nevoie de prezența lui, am nevoie să-l știu preocupat de mine, de situația mea, de cum trăiesc eu. Vorbiți des cu el? Nu foarte des, nu foarte des. Cum de altfel nu vorbesc cu ceilalți din familie. Am spus mai devreme, sunt un tip mai ciudat, mai, din punctul meu de vedere, un pic banal. Îmi place să stau singur, nu-mi place să vorbesc mult la telefon. Îmi găsesc relaxarea și plăcerile în lucruri absolut normale și care pot părea simple pentru cei din afară, în a citi ceva, în a sta în fața televizorului, în a vedea meciuri, atunci când vreau să mă relaxez puțin. Mi-e mult mai greu să vorbesc la telefon. Și atunci evit. Din păcate vorbeați mai devreme despre mama, despre ceea ce îmi transmitea, că e frig la Salonic sau pe unde eram, să fiu îmbrăcat, dacă am mâncat, dacă... Vremea trece și acum la telefon când vorbim numai despre probleme vorbim. Mai mult problemele vârstei ei și asta mă cam doare. Bine, mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. În 2009, FRF căuta un selecționer pentru echipa națională. Pe lista scurtă, ca de obicei, s-au aflat Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi și Dan Petrescu, ca într-un final, dumneavoastră să ajungeți antrenorul tricolorilor, aveți atunci numai 40 de ani. Comentatorii sportivi insinuau că, citez, la echipa națională 30% va fi antrenor Mircea Lucescu, iar 70% Răzvan Lucescu. Despre salariul dumneavoastră, care avea să fie de 250.000 de euro pe an, mult mai mic decât cel al predecesorului dumneavoastră, Victor Pițurcă, ați spus, banii nu sunt importanți, naționala nu se refuză. Chiar dacă ați debutat la echipa națională cu o victorie în fața Lituanei, timp de un an și jumătate, rezultatele echipei au fost din ce în ce mai slabe, România era tot mai jos în clasamentul FIFA, iar dumneavoastră erați acuzat că ați compromis calificarea la Euro 2012. Urmează întrebarea roșie.
Ați ajuns selecționerul României mult prea devreme? Poate că am ajuns selecționerul României într-un moment foarte dificil. Pentru fotbalul românesc, pentru mine poate că a fost puțin prea devreme, momentul a fost nepotrivit, să spun așa, din toate punctele de vedere. Bine. Atât? Ar mai trebui să comentez ceva, să mă întorc, să fac istoria acelor ani. Viața a mers înainte și viața pe mine m-a adus în situații deosebite. Frumoase, mai puțin frumoase, de luptă, de satisfacții imense. Ce pot să mai spun? Ce rost are să mai fac o analiză a unor momente care sunt mult prea în trecut? În fine, fotbalul românesc de atunci este într-o cădere permanentă. E clar că acea perioadă a dat un semnal. M-am învățat două lucruri, experiența la echipa națională. Unul, că viața mea este pe teren zi de zi, acolo unde pot să-mi transmit ideile, unde pot să muncesc și să vin cu această filozofie de a construi un grup, unde munca până la urmă depinde de ceea ce facem noi zi de zi. Și în al doilea rând m-am învățat să trec peste toate momentele de presiune uriașe, să le gestionez diferit, pentru că au fost presiuni imense, să depășesc frustrări, să m-am învățat practic să trec peste frustrări. Lucru cel mai important pentru un antrenor și, așa cum spuneam mai devreme, pentru un om care are succes. Mulțumesc. Continuăm. Erați selecționerul echipei naționale când, după meciul România-Serbia din octombrie 2009, care s-a încheiat cu o înfrângere rușinoasă, ați avut un conflict cu jucătorul Adi Mutu, pe care ați decis să nu-l mai convocați la lot, chiar dacă era atunci cel mai bun atacant român. Recent, numele dumneavoastră și al lui Adrian Mutu au apărut din nou în comentariile de presă ca fiind în vizorul FRF pentru postul de selecționer. După ce v-ați întâlnit la Salonic cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, aceștia s-au întors la București cu un refuz din partea dumneavoastră. În schimb, Adrian Mutu, care și-a început cariera de antrenor acum 4 ani, pare că își dorește această poziție. Eu aș vrea să-mi spuneți, de ce ați refuzat acum echipa națională? Că tot mi-a spus că mai devreme a fost o eroare de timing. Urmează întrebarea. Este Adrian Mutu un antrenor de talie a echipei naționale? Nu știu. Rămâne să o demonstreze. În fotbalul mondial, nume foarte importante pentru fotbalul dintr-o anumită țară au ajuns să conducă echipe naționale, fără să aibă o experiență deosebită. Poate fi și cazul lui. Nimeni nu poate ști ce va fi cariera lui Adi Mutu. Pentru federație e clar că timpul trece și trebuie luată o decizie rapidă. Eu nu o să vorbesc despre propunere sau refuzul unei propuneri. Eu nu pot să spun decât atât. Eu am un contract semnat în vara trecută cu PAOK pentru 3 ani de zile și eu de acolo nu pot să plec și nu voi pleca. Păi nu, dar nu s-a spus că naționala nu se refuză. La mine nu se poate vorbi nici măcar de refuz. Nu poate intra în discuție absolut nimic. Sunteți diplomat. Mulțumesc. Continuăm. Acum, vreau să lămurim un subiect. În 2003, v-ați făcut debutul ca antrenor la FC Brașov. 13 ani mai târziu, echipa a intrat în faliment din cauza unui management păgubos. Un an mai târziu, suporterii au reînființat-o. Recent, dumneavoastră ați plătit jumătate din datoriile de peste 200.000 de lei pe care FC Brașov le avea către ANAF. Doar așa, clubul a primit șansa de a promova și joacă acum în Liga Secundă. Dinamo, o echipă la care dumneavoastră ați crescut, este acum în pragul falimentului. Și o altă echipă cu renume, Rapid București, a reușit să revină în Liga 1 cu mari eforturi. Vorbim despre echipe etalon pentru generații întregi de suporteri care au fost
practic la un pas de dispariție. Mai mult, echipa națională, că tot am vorbit de ea, se face remarcată, din păcate, doar prin lipsă de performanțe. Vreau să lămurim chestiunea aceasta. Urmează întrebarea. De ce este fotbalul românesc în cădere liberă? Pentru că societatea românească este în cădere liberă. Fotbalul este imaginea societății. Asta este realitatea. Adică? Am doar 2 minute la dispoziție. Mi-e vreți aici. Mi-e foarte greu să răspund așa, pentru că este o situație extrem de complexă. Societatea noastră este o societate care este în cădere, din toate punctele de vedere. La fel și oamenii care sunt în fotbal sunt cei care trag în jos fotbalul românesc. Și aici nu mă refer doar la cei care conduc, mă refer la absolut toți, inclusiv la jucători, pentru că până la urmă și ei intră pe teren și ei au o educație sau o educație mai fragilă. Nu există, plecând de la management, strategii foarte clare, nu există la nivelul jucătorilor acest spirit de luptă și în momentele de dificultate foarte ușor toți abandonează. Din punct de vedere financiar, fotbalul este foarte sărac în momentul acesta, supraviețuiește doar prin televiziuni, ceea ce nu este normal. Investitorii care vin la fotbal nu vin să investească, vin mai degrabă să-și facă un nume sau să apară public sau sunt din politică. Și atunci e clar că ne ducem în jos. Nu este întâmplător faptul că atâtea cluburi de mare tradiție au dispărut sau au dat faliment și au trebuit să plece din divizia a 5-a, divizia a 4-a. Pe lângă cele pe care le-ați menționat, mai sunt și echipele din Timișoara. Timișoara, care era un loc unde fotbalul însemna enorm. Această situație la Craiova, cu două echipe, una născută acum 5-6 ani, cealaltă Craiova, care dăduse faime și... avem nevoie de echipele de mare tradiție, de echipele cu mulți suporteri, pentru că în felul acesta se creează emulații, se atrag sponsori, se atrag finanțe, poți să aduci și jucători care să aibă o anumită valoare. Două chestii vreau să înțeleg. Cum trebuie să fie jucătorii? Și dacă am înțeles bine, politicul trebuie să dispară din fotbal. Politicul trebuie să dispară din fotbal, dar politicul trebuie să ajute din exterior la finanțarea fotbalului. Uh-huh. Pentru că suntem o țară care nu ne putem permite altfel să creștem. N-avem cum, decât cu ajutorul banilor publici. Uh-huh. Uh-huh. Altfel vom rămâne la acest nivel și toată lumea va plânge. Echipa națională suferă pentru că fotbalul românesc, fotbalul intern, este foarte slab. Jucătorii trebuie să fie, cum vorbeam mai devreme, talent am avut și vom avea, dar nu avem mentalitate. Nu ne luptăm, abandonăm ușor. Vă mai dau timp. Astea sunt lucruri care țin de educația pe care o primesc acasă, de educația pe care o primesc la echipele de copii și juniori, unde încep să crească ca jucători, și de educația care ar trebui să li se finalizeze la echipele de seniori. Dar acolo nu este, pentru că nu există, este haos. Antrenori schimbați foarte des, lipsă de strategie, jucătorii care prin aceste schimbări de antrenori nu-și mai asumă responsabilități, se ascund. Cam asta. Mulțumesc. După ce ați părăsit echipa națională de fotbal, ați semnat un contract pe 4 ani cu Rapid București, o echipă pe care ați readus-o în grupele UEFA Europa League. Surprinzător, ați decis să plecați la o echipă din Orientul Mijlociu. Ați antrenat Algeș în sezonul 2012-2013 și ați câștigat cu această echipă singurul trofeu al cupei în Cupa Stelelor din Qatar, echipa fiind calificată și în 16-mile Cupei Campionilor Asiei. Presa a scris că șeicii din Qatar v-au plătit cu 1 milion de euro pe sezon. Vreau să-mi spuneți dacă banii câștigați v-au validat ca antrenor. Urmează întrebarea. Câte milioane de euro ați câștigat din fotbal? Nu știu, n-am stat să calculez. Dar calculăm nu acum pot, împreună. Nu pot spune că am câștigat foarte mult. La
cel puțin la ceea ce se vehiculează pe aici. Sumele sunt diferite. Așa. Întotdeauna prese știți foarte bine că a plăcut să dezvolte într-un mod exagerat subiecte. Bine, banii câștigați v-au validat ca antrenor? Banii câștigați pe undeva arată valoarea unui antrenor, dar pentru mine banii sunt foarte importanți pentru toată lumea. Însă ei pentru mine sunt o consecință a muncii pe care eu o fac și pentru mine cel mai important lucru este să arăt că construiesc ceva, ceva care să fie cu o amprentă de a mea, de a lui Răzvan Lucescu. Asta contează. Nu uitați că ușor vorbim de Qatar, vom vorbi probabil și de Arabia Saudită, rămâne top. Țara care mi-a oferit cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, dar nu am vorbit deloc de Xanti, unde am stat 3 ani necâștigând mai nimic. Doar pentru că m-am simțit bine acolo și pentru că mi-am propus ca de acolo să ajung la o echipă de top din Grecia. Și am riscat, dar am reușit. Mulțumesc! În 2017 ați semnat cu echipa grecească PAOK Salonic, cu care ați câștigat de 2 ori consecutiv Cupa Greciei, dar nu ați câștigat în 2018 și titlul de campioană. Ce s-a întâmplat? Un fan al echipei dumneavoastră a aruncat cu o rolă de hârtie în antrenorul adversarilor. Meciul a fost suspendat și echipa noastră a pierdut la masa verde. V-ați luat revanșa anul următor, în 2019. Fanii au fost în extaz pentru că după 34 de ani, PAOK a câștigat din nou Superliga Greciei. Aș vrea să-mi spuneți cât contează în victoria unei echipe susținerea suporterilor. Urmează întrebarea. Ați avut de pierdut din cauza suporterilor? Nu. N-a fost din cauza suporterilor. A fost programată de la Atena această situație. Jocurile fuseseră făcute pentru Olympiacos. Au venit pregătiți, noi eram pe un val de rezultate extraordinare, cu o încredere extraordinară, jucam foarte bine, eram pe primul loc la acel moment și Olympiacos este echipa care și-a creat un sistem, în 23 de ani a câștigat de 20 de ori campionatul. Un sistem foarte puternic din toate punctele de vedere, inclusiv profesional și al jocului pe teren, dar nu accepta ideea de a pierde campionatul la acel moment contra lui PAOK. Există și o mare rivalitate, ostilitate între Atena și Salonic. Ar fi fost foarte greu pentru ei să accepte ca PAOK-ul să-i depășească și au venit pregătiți să nu joace. La prima provocare au ieșit de pe teren, a fost dat meciul cu 3-0 pentru ei, fără să-l jucăm, fără să avem posibilitatea de ne apăra prima poziție. Au fost niște decizii luate de către comisii, după care s-a revenit, iar la meciul următor am jucat acasă, contra lui AEK Athena. Aveam șansa ca în cazul în care am fi câștigat meciul să trecem iarăși pe primul loc. La final am marcat un gol care întâi a fost validat, după care a fost nevalidat după vreo 5 minute de proteste, contestări ale celor de la AEK. La acest moment golul era regulamentar, asta este clar. La acel moment patronului PAOK și-a pierdut cumpătul și a intrat pe teren disperat fiind, pentru că el până atunci a investit, era atât de aproape de câștigarea acestui campionat și practic și el rămâne în istorie pentru acest titlu și aceste performanțe. De fapt, el este cel care a dus PAOK-ul la un nivel superior. A intrat pe teren, avea pistolul la brâu, s-a discutat foarte mult pe această temă, avea portarmă dată de guvernul grec. Vă mai dau timp. Putea să poarte arma oriunde, pe orice, în orice loc al Greciei, în afară de pista de aeroport. De la această poză,
pe care i-au făcut-o. Noi am fost penalizați cu 9 puncte pentru acel campionat, alte 2 puncte în campionatul următor și în felul acesta am pierdut titlul. La sfârșitul campionatului, noi am fost echipa care pe teren am câștigat campionatul. A fost o situație foarte dură și foarte frustrantă, pentru că nu se întâmplă multora să piardă un titlu la masa verde. Mulțumesc! În vara lui 2019 i-ați șocat pe fanii lui PAOK, ați plecat la Al Hilal, acolo unde ați reușit această triplă istorică despre care am mai vorbit. După această performanță au urmat mai multe înfrângeri, așa că la începutul anului 2021 Al Hilal ocupa poziția a treia în clasamentul intern. Și cum în fotbal, există o lege nescrisă care spune că ești la fel de bun ca ultimul tău rezultat. Și aici din Riad au decis să rezilieze contractul cu dumneavoastră, vă citez. Acesta este fotbalul. Când ai succes, totul merge bine, dar când apare un blocaj, antrenorul va fi cel mai vinovat. Plecarea de la Al Hilal a fost atât de emoționantă, încât nu v-ați putut stăpâni lacrimile. Vă citez din nou. Nu vă gândiți la faptul că plâng. Sunt emoționat, e normal. Am câștigat Liga Campionilor, am câștigat campionatul și Cupa Regelui, am scris istorie și pentru asta vă mulțumesc. Urmează întrebarea. Ce vă face să plângeți? Emoțiile. Am spus că sunt un tip foarte sentimental, emotiv, romantic. E normal că fiind așa, descriindu-mă așa, să și plâng, să-mi dea lacrimile. Mă gândesc la tot ceea ce a fost frumos, la ceea ce a fost bun în relația pe care am avut-o cu acel grup. Asta poate fi valabil și în relația cu oamenii în afara fotbalului. Sunt foarte, da, sentimental. Asta cred că mă face să plâng. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2012, presa titra: crima ascunsă a familiei Lucescu, o fată a murit, iar dosarul a fost îngropat. Articolul făcea referire la un accident auto produs în septembrie 1991, în care o tânără de 23 de ani a fost ucisă pe DN1 de mașina în care vă aflați cu soția. Presa a scris că mașina rula cu viteza de 106 km pe oră în localitate, iar tatăl fetei care și-a pierdut viața v-a acuzat, îl citez, Răzvan Lucescu a fost la volan. Martorii l-au văzut. A sărit de la volan, a lăsat-o pe soția lui în loc. S-a dat jos pentru că el nu avea nici permis, era și băut. Aveați 22 de ani la momentul producerii acelui accident și erați portar la Sportul Studențesc. În cele din urmă, ancheta poliției a stabilit că soția, care era atunci însărcinată în 5 luni, s-a aflat la volan, iar vina i-a aparținut exclusiv victimei, pentru că a traversat prin loc nepermis. Urmează întrebarea roșie. Vă simțiți vinovat? Nu. A fost un moment foarte greu. Un moment care ne-a urmărit toată viața și pe soția mea a distrus-o. Eu sunt bărbat, sunt altfel. Sunt sentimental, dar în același timp am spus că am un foarte mare simț al echilibrului. Am încercat să fiu tot timpul aproape de ea, am încercat să o susțin total, să o ajut să treacă peste acea situație urâtă. Nu a fost deloc simplu, vreau să fac o remarcă, nu era în localitate, era în afara localității, ca să punctez și acest lucru. Îmi dau seama foarte bine cât de cumplit a fost pentru familia care și-a pierdut copilul. Sunt lucruri pe care nu ai cum să le repari. N-ai cum să le întorci înapoi. N-ai și osândit să mergi cu ele pe parcursul întregii vieți. Mulțumesc. Mergem mai departe. Din mai 2021 ați revenit pe banca tehnică la PAOK Salonic.
Viața în orașul grecesc v-a fost organizată de soție. Vă citesc. Am trăit fiecare minut așa cum a organizat ea lucrurile. De la femeia care a venit la curățenie, mi-a spus cum să spele, cum să calce dungile, cum să fie, ce fel de mâncare să-mi pregătească. Acum, chiar dacă s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, echipa PAOK, am văzut, are parte de un sezon dificil și este pe locul 3 în campionatul elen. Citesc din presă, PAOK Salonic are acum lot redus, mulți jucători bătrâni și lipsă de sprijin din partea patronului. Antrenorul e lăsat singur să se descurce. Ați recunoscut că lucrați mai bine sub presiune, dar ați declarat că uneori vă plângeți soției din cauza lipsei de rezultate. Urmează întrebarea, cum vă încurajează soția când luați bătaie? Spunându-mi că sunt cel mai bun. Wow! S-a cam întâmplat în ultimele săptămâni pentru că am pierdut 3 meciuri, dar vă spun ceva. 3 meciuri sunt pierdute într-o săptămână. Credeți că o săptămână poate schimba povestea unui antrenor? Nu. Sunt doar acele momente despre care spuneam mai devreme, acele momente de frustrare în care, peste care un antrenor, un om, un businessman, orice, trebuie să știe să treacă. Da, la PAOK pretențiile sunt foarte mari, este un an de tranziție, este un an în care încercăm o reconstrucție, dar totuși în toate aceste dificultăți avem și niște lucruri bune pe care le-am obținut, o calificare către primăvara europeană, această calificare în sferturile de finală, niște meciuri bune care dau speranță și va trebui să creștem și să terminăm cât mai sus posibil în clasament. Deci sunt lucruri bune. Tot timpul soția mea mi-aduce aminte de lucrurile pozitive, atunci când mă simte puțin clătinându-mă. Iar cum v-am spus mai devreme, eu mă clatin foarte tare când pierd, pentru că nebunesc, mi-e rușine. Există dar punctual, apropo de analizele acestea pe care văd că vi le faceți și îmi pare destul de drastic, cât din acest eșec sau aceste rezultate nu așa de bune vi se datorează? Întotdeauna un antrenor este răspunzător de rezultat. Asta am înțeles, dar eu v-am întrebat pe dumneavoastră. Nu, asta nu pot să o spun și nu. Suntem deocamdată într-o fază de tranziție și de reconstrucție. Cu lucruri bune, dar și cu lucruri care ne fac să creștem și să ne întărim. Bine, sunteți cel mai bun când vreți să scăpați de răspunsul. Mergem mai departe. Aveți 2 copii mari. Fica noastră, Marilu, are 30 de ani, iar fiul Matei, 27. Surprinzător, fica a fost și apasionată în copilărie de fotbal, așa i-a cunoscut pe Cristiano Ronaldo și Roberto Baggio. Ea a plecat de vreme din România și a făcut studiile la un liceu din Elveția, iar apoi facultatea în Marea Britanie. La Londra, Marilu l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină soț, cu care locuiește când în Africa de Sud, când în Peru, țara de origine a generului dumneavoastră. În august 2021, fica dumneavoastră a anunțat că așteaptă cel de-al 3-lea copil, așa că veți deveni din nou bunic. Chiar dacă îi iubiți foarte mult, a spus că nu ați reușit să stați prea mult cu nepoții, vă citez. Nu pot spune că sunt un bunic bun, nu pot spune că îmi cunosc nepoții foarte bine, de aceea mai târziu îmi voi dori să plec cu nepoții prin lume când vor mai crește. Eu cu Ana și cu nepoții. Urmează întrebarea. Vă simțiți bunic? Nu. Și apropo, a venit al 4-lea, de vreo 2 săptămâni. Să vă trăiască. Da, cam 2 săptămâni. Deci proaspăt bunic. Nu, de... Da, dar nu știu, nu pot. Nu, n-am. Deocamdată sunt prea mici și probabil și pentru faptul că nu mă cunosc, nu am fost aproape de ei, nu am stabilit niște, n-am intrat în niște conexiuni puternice. De aceea cred eu că îi las, deocamdată îi las, toți ceilalți au părinții lor plini de entuziasm, e și soția mea, sunt străbunicii, sunt ceilalți bunici, cu mine mai târziu. Când o să putem comunica și sunt convins că le va plăcea foarte mult. Bine. Da, pentru că eu sunt așa. Un tip care ofer libertate. Ideea mea este că omul crește
dacă are libertate și dacă trece prin propriile lui experiențe. Noi nu putem să impunem cuiva să facă ceva sau să nu facă ceva sau să-i dăm sfaturi din experiențele prin care noi le-am avut. Pentru că celălalt nu are cum să înțeleagă. Poți vorbi la general, poți povesti și dacă cineva e interesat, ascultă și preia ceva din ceea ce povestești tu, ok. Dar omul trebuie să treacă prin propriile lui experiențe. Bine, mergem mai departe. Și trebuie să aibă o disciplină a vieții. Am notat. Fiul nostru Matei și-a făcut studiile în Olanda, este și el căsătorit și are o fică. Om de afaceri, presa a scris că el a investit 1 milion de euro pentru a reînvia o fabrică de bere cu tradiție din București. Matei a povestit însă că în copilărie familia a încercat să-l convingă să intre în lumea fotbalului. Îl citesc pe Matei. Bunicul Mircea a insistat un pic mai mult, dar mi-am dat seama că fotbalul nu este pasiunea mea. Și Mircea Lucescu a recunoscut, îl citez, am încercat să-i trezesc interesul pentru fotbal și lui Matei, băiatul lui Răzvan. Dar a adormit pe bancă. Urmează întrebarea. V-ar fi plăcut ca fiul dumneavoastră să facă fotbal? Nu. Nu. Știu câtă suferință și dacă pentru mine a fost foarte greu și a trebuit să trec prin foarte multe povești complicate, pentru el ar fi fost de 5 ori mai greu. Pentru că l-ar fi avut și pe bunicăsu și pe taicăsu în spate, undeva mai îndepărtat, dar am fi fost amândoi acolo, în spatele lui și i-ar fi fost cumplit. Pe de altă parte, dacă aș fi simțit vreun moment că el este atras de fotbal, că ar avea pasiune pentru fotbal, l-aș fi susținut și l-aș fi împins eu să meargă. Pentru că am vorbit mai devreme de ce înseamnă să faci ceva cu pasiune. Eu cred că taică-miu a insistat mai mult pentru că taică-miu are și acest orgoliu să existe o continuare a tradiției fotbalistice în familia adică noastră. Adică cel mai iubit este Răzvan Lucescu și cel mai orgolios este Mircea Lucescu. Nu știu, poate că și el este foarte iubit, dar este cel mai orgolios, da. Asta așa pot să spun. Da, mai mult decât atât, Matei a avut-o pe Marilu, sora lui mai mare, pe soția mea, mama lui, care n-a avut nicio legătură cu fotbalul, și Matei a crescut într-un anturaj feminin, cu prietenele lui Marilu, n-a prea știut el de fotbal, n-a avut cine să... Eu eram plecat, bunicăsu era plecat afară, pentru că lucra afară, și atunci a fost influențat de partea feminină, așa că a preferat să stea către casă, către studiu, să zicem, deși nici în prima parte a vieții nu s-a omorât cu studiu, mai departe, clasa a 12 și facultatea a studiat foarte serios, când a înțeles cât de important pentru viață este studiul. Mulțumesc, continuăm. Chiar dacă spuneți că aveți o căsnicie fericită, ca în orice familie există și momente de ceartă cu soția. Ea vă reproșează cel mai des că nu sunteți prezent în viața de familie, vă citesc. După mult timp, am învățat că e mai bine să tac, să las lucrurile să se calmeze de la sine. Totuși, sunt momente în care răspund din pricina tensiunii. E cea mai mare greșeală, pentru că tot eu sunt cel care trebuie să repar totul. Vreau să știu de câte ori ați tăcut în fața soției. Urmează întrebarea. Cum își împacă Răzvan Lucescu soția? Oferindu-i libertate. Un om trebuie să se simtă liber. Libertate să ce? Să facă ceea ce simte. Dacă simte să fie nervoasă, să fie nervoasă. Dacă simte că trebuie să plece de acasă, să plece de acasă, să se liniștească. Dacă simte că trebuie să facă ceva, să facă fără să mai intre într-un conflict cu mine. Cred că până la urmă este vorba de a ști să ne respectăm unul pe celălalt, de a ști să respectăm persoana care este lângă noi. Iar asta vine cu timpul. Vine cu timpul. Nu e așa simplu. Prima parte a căsniciei a fost una de entuziasm, de nebunie, de
de entuziasmul acela tineresc, de a descoperi lumea împreună. După aceea au fost momentele de acalmie, după care a urmat o perioadă mai grea, după care, depășind această perioadă și ajungând să ne înțelegem unul pe celălalt, respectul la față de celălalt a crescut și atunci relația a devenit mai profundă. Și în momentul acesta așa suntem. Am înțeles. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Dar ne iubim cu disperare. Doamne ajută. Continuăm aici, rămânem cu acest subiect. Cel puțin așa cred. Cu mulți ani în urmă, ați povestit că preferați partidele de amor rapide. Vă citez. Îmi plac partidele de sex rapid. Apar momente în care sunt foarte sănătoase. În niciun caz nu fac sex într-un singur mod. E ca la un meci. Uneori ești în contraatac, alteori în apărare, dar de cele mai multe ori mingea intră în plasa porții adverse. An mai târziu, când ați fost, erați în selecționerul naționalei, viața noastră intimă a devenit subiect de presă. De această dată, cel care a făcut dezvăluirea a fost impresarul Ioan Becali, îl citez. Vă voi spune și eu ceva despre Răzvan, că e swinger, adică participă la anumite baluri mascate, unde participanții își schimbă nevestele între ei. Urmează întrebarea roșie. Cât de nonconformist sunteți? Deja fanteziile oamenilor merg departe rău. Departe rău. Probabil că lumea visează la așa ceva și își imaginează că există astfel de situații, sau poate că există. Dincolo de asta, eu cred că nici măcar nu mi-aduc aminte de poveștile acelea pe care le-a spus înainte, cu până la urmă mingea intră, cu sexul rapid, sau nu mi-aduc aminte. Da, cine știe, poate că... Ele există în presă, că eu de acolo le-am găsit. Ok, în presă sunt și foarte multe și n-am stat să contez sau să spun că și altă fost. Întrebarea este simplă. Cât de nonconformiți sunteți? Sexul în viața omului este foarte important. Și atâta timp cât sexul funcționează bine și relația este o relație fericită. Bine, eu cred că așa, printre rânduri... Da. Totuși suntem într-un loc public, dar printre rânduri am spus unele lucruri și cred că l-ați înțeles foarte bine. Corect, mulțumesc, da. Continuăm. Așa. Ați recunoscut că sunteți un antrenor foarte superstițios. Vă citesc. Am constatat că Rapidul câștiga când mă îmbrăcam într-un anumit fel, când întârziam fix 10 minute la conferința de presă, sacoul, fularul, mănușile sunt toate acolo în inima mea. O altă superstiție neobișnuită era că nu lăsați pe nimeni în cameră să urmărească împreună cu dumneavoastră un meci al tatălui dumneavoastră, pentru că vă place să vă exteriorizați emoțiile, fiind convins că așa îl ajutați pe Il Luce. Apoi, renumitul cercel cu diamant, care acum văd că nu mai este, pe care l-ați purtat mulți ani, tocmai pentru că vă aducea noroc. Și dacă la Rapid ați purtat celebrul palton cu care ați ajuns în sferturile cupei UEFA, la PAOK presa v-a poreclit generalul cu căciulă, pentru că purtați la toate meciurile un fes gri. Urmează întrebarea. Ce superstiții mai aveți? Fesul acesta gri și-a schimbat culoarea. Acum este un fes negru. Aha. Ultimele 5 jocuri, care înseamnă 5 victorii, sunt cu acest fes negru, care mi-a fost dăruit de soția mea. Celălalt gri era de la mama, dar după finala din 2019, când am realizat eventul, în aeroport, era luna mai, îl aveam în geamantan. Nu l-am purtat, dar era cu mine acolo, să-mi țină de cal și de noroc. L-am dat unei copile de 11 ani. Cu părinții, ei au venit și mi-au cerut o amintire și
euforic fiind, l-am dat. Ok, astea sunt și povești, ne agățăm de ele, pentru că fotbalul înseamnă și foarte mult imprevizibil. Încerci să faci absolut totul, să te convingi pe tine că ai făcut totul ca rezultatul să fie bun. Și atunci te gândești la cum ai pregătit meciul, la cum ai discutat, ce l-ai transmis individual grupului, absolut toate detaliile care țin de meci. Și te gândești și la partea cealaltă care nu mai ține de logică, ce te poate ajuta. Am luat fesul ăsta că la meciul trecut l-am avut și mi-a purtat noroc că am câștigat meciul. Și atunci, câștigând o dată de doar de 3 ori, te legi de acel obiect ca și cum de el depinde rezultatul meciului. Dar în final, superstiția este doar pentru presa. Bine, mergem mai departe. Despre Gheorghe Hagi, fotbalistul român care a fost unul dintre cei mai buni mijlocași în Europa, dumneavoastră ați spus, citez: pentru mine și pentru toți românii, Hagi este un monument, dar riscă să se așeze păsările pe el și să-l murdărească. Apoi, ați criticat în repetate rânduri rezultatele generației de aur, vă citez: vorbim de generația de aur cu un sfert de finală de campionat mondial. Ce mare performanță a făcut! Au realizat asta și țări africane. Este acea cupă a campionilor, o finală și 2 semifinale de cupa UEFA. Sunt mult prea puține rezultate bune de care trebuie să fim mândri și să ne simțim dominatorii lumii. Este ipocrizie maximă. Am avut generații care au făcut lucruri bune, dar nimic deosebit în final. Ăsta e adevărul. Urmează întrebarea. Cine este cel mai mare fotbalist român? Gheorghe Hagi. Dobrin. Balaci. Asta sunt chestii de presă. Unu, cel mai bun. Eu ca antrenor, dumneavoastră sunteți de partea presei. Eu sunt de partea cealaltă, profesională. Eu nu pot să intru în mintea omului din afara fotbalului. Bine, sau top 3, rămânem aici? Rămânem aici, da. Iar această poveste, mă rog, această relatare sau declarația a mea a fost poate că mai moale, poate că la fel de dură cum pare acum, dar a fost făcută pentru a-i ajuta pe ceilalți, pe ceilalți jucători care acum reprezintă România și pentru a lua din presiune, pentru că lumea în România are pretenția ca echipa națională tot timpul să aibă rezultate extraordinare. Ori mie mi se pare exagerat, pentru că noi nu judecăm, noi nu analizăm profund și corect și obiectiv și vrem mai mult decât putem. Noi ca țară n-am fost niciodată o țară dominatoare, noi am învățat să supraviețuim, noi am fost între 3 imperii, istoria vine în spatele nostru, noi am fost, de aia nici nu suntem foarte luptători, era Imperiul Țarist, era Imperiul Austro-Ungar, era Imperiul Otoman. A trebuit să ne descurcăm, să nu ne încalece de tot. Și am învățat să supraviețuim. Acum să vii să ai pretenția să câștigi toate cupele mondiale, toate cupele europene și să te califici la toate turneele finale, mi se pare exagerat. Mai dau puțin timp. Și atunci am spus că cea mai mare performanță a fotbalului românesc la nivel de echipă națională este un sfert de finală la o cupă mondială, când aveam generația cea mai talentată, considerată cea mai talentată. A mai fost un turneu final, atunci era tatăl meu antrenor, primele 8 din Europa. A mai fost în 1972 un sfert de finală tot în Europa, dar atât. N-am obținut mai mult. De unde ați moștenit îndrăjirea aceasta? Nu știu. Tata? Mama nu cred. Tata sau poate ceva al meu. Dar cred că pentru a face față acestei lumi a fotbalului, care e o lume foarte dură, trebuie să ai această îndârjire. Pentru că altfel, așa cum sunt eu, că v-am vorbit mai devreme, că sunt totuși sentimental, dacă n-aș fi fost îndârjit, aș fi fost luat de ape. Mulțumesc!
Mergem cu ultima întrebare. Ce întrebare, roșie? Nu e roșie, e ultima. În 1972, când Mircea Lucescu a pierdut un meci al Naționalei contra Ungariei, dumneavoastră, copil fiind, i-ați spus așa: lasă, tati, că mă fac eu mare și îi bat pe unguri. Vreau să devin fotbalist ca să mi se cânte de multe ori imnul. Acela cu trei culori cunosc pe lume. Și pentru că și pentru tatăl dumneavoastră este foarte important acest imn național, îl citez: este un catalizator care creează sentimentul de grup. Cântând împreună, oriunde, se creează o comuniune sufletească. Când se cântă imnul în cinstea ta, sentimentul este extraordinar. Din 2014, dumneavoastră ați antrenat doar echipe din afara țării, iar acum sunteți antrenor la PAOK Salonic. Vreau să știu cât de mult vă lipsește să auziți imnul României intonat pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea. Vă este dor să antrenați acasă? Asta este o întrebare roșie, până la urmă. Pentru că orice răspund nu e ok pentru cei din afară. Dar cum am răspuns foarte sincer tot timpul și sunt sincer de fiecare dată când vorbesc cu presa, o să vă spun că nu mi-e dor. Nu mi-e dor, mă simt bine acolo unde mă simt. Îmi doresc foarte mult să am această posibilitate de a lucra cât mai mult timp afară. Am ajuns și la un nivel important, pe o treaptă superioară și cred că mi-ar fi greu să mă întorc acum în România. Adică aș considera că fac un pas în spate. Bun. Mulțumesc frumos. Mulțumesc în primul rând pentru prezența aici la 40 de întrebări. S-a încheiat maratonul celor 40. Vreau să le spun celor de acasă ceva foarte important pentru mine, că în niciun moment nu mi-aș cerut întrebările și vă mulțumesc pentru asta. Cei de acasă urmăresc pe micile carte un tabel unde vizualizează faptul că ați răspuns la toate cele 40 de întrebări ale mele și că ne-au mai rămas 15 minute, un timp, unicul timp practic din emisiune Dialog între noi doi. Bineînțeles că nu vom folosi acest timp în integralitate, însă dacă sunt chestiuni ce v-ați fi dorit să, că eu să vă întreb și n-am făcut-o, dacă sunt lucruri pe care pur și simplu am omis și vreți să le numiți dumneavoastră sau dacă pur și simplu vreți să faceți o dezvăluire, acum este momentul și după aceea urmează evaluarea mea. Nu, singurul lucru pe care l-aș spune este că când discut cu presa, nu o fac cu cea mai mare plăcere, o fac ca pe obligație sau din obligație, pentru că știu cât de important este pentru cei de acolo, că aceasta este o responsabilitate a mea fiind o personalitate publică până la urmă, o persoană publică și îmi dau seama că este nevoie și de prezența mea în rândul mediei. De data asta, la dumneavoastră, am venit doar pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și v-am spus foarte clar că atâta timp cât am spus da, îmi asum și este datoria mea să fac față oricărei întrebări. Eu vă mulțumesc în numele telespectatorilor mei și de aici o să fac din două unghiuri. Dialogul nostru cu presa este necesar pentru toți cei care iubesc fotbalul. Pentru că ei au nevoie de la dumneavoastră să afle, mai ales dacă sunt fanii echipei respective, bineînțeles că și fanii echipei adverse au nevoie ca de aer, dumneavoastră să se hrănesc. Ei, cei care iubesc la fel de mult fotbalul, cum o face și dumneavoastră. Despre mine, mulțumesc mult că ați venit la mine, că am simțit că m-ați lăsat cumva să intru acolo în inima dumneavoastră și să vă aduc acasă altfel pentru cei care ne urmăresc, să vă cunoască toți cei care ne-au privit ca pe un tip foarte determinat, foarte bine organizat, cu mult bun simț, foarte modest, foarte ciudat să găsești atâtea trăsături frumoase la un tânăr sau la un om care s-a format într-o familie atât de bine așezată din punct de vedere financiar cum este cea din care proveniți și mă întreb dacă este rezultatul unei educații profunde pe care v-au dat-o părinții noastre sau a fost modul în care dumneavoastră ați reușit să vă construit singur acest drum, însă eu cred că ne-ați convins pe toți că în viață, pentru orice, pentru a avea succes, e nevoie de foarte multă muncă. Muncă, muncă, muncă și patimă, nu? Când
fiecare dintre noi, cum și eu îmi iubesc meseria, am simțit că și dumneavoastră faceți acest lucru, e o chestiune minunată. Mulțumesc frumos, a fost o reală plăcere să vă avem invitat în această seară. Mulțumesc și eu. Deci muncă și încăpățânare. Muncă și încăpățânare. Da. Sunt Denis Rifai, aceasta a fost emisiunea din această seară. Mulțumesc frumos pentru atenție. Promit că ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu multe și noi alte întrebări. Mulțumesc pentru atenție. Seară frumoasă. La revedere.